Niciun examen de bacalaureat fără perle. Profesorii corectori au avut bătăi de cap după verificarea lucrărilor. Dacă nu și-au bătut prea mult capul cu învățatul, măcar să facă haz de necaz. Mai mulți elevi de clasa 12 -a care au picat bacalaureatul au luat în glumă și acum examenul maturității. Ghiță, Lică și Ana sunt niște personaje tragice care mor din vina lor. Autorul ne arată că așa se întâmplă dacă face afaceri cu porci și alte animale. La moara cu noroc, Ghiță n-a avut deloc noroc, s-a înfuriat pe Nevasta lui că l-a înșelat cu Lică. Șeful porcilor a omorât-o scurt, dar și Lică l-a lichidat cu paloșul. Ghiță și Ana trăiau fericiți la cârciumă cu o mamă bătrână și niște copii, dar Lică, invidios, le-a luat banii și le-a dat foc fugind la vale cu fulgerele ploii. Nicio probă de limba și literatura română de la bacalaureat nu trece fără să fie găsită câte o perlă care stârnește amuzament. Din neatenție sau neștiință, elevii au reușit să scoată adevărate perle. Lăpușneanu a omorât odată 47 de boieri, dar voia să mai omoare doi, că încă nu se săturase de ucis. Lăpușneanu era crud și ofticos, că avea pică pe unii oameni, le lua ochii, urechile și mâinile și le înfigea în poarta cetății. Ana l-a iubit pe Ghiță, apoi și pe Lică, care era mai bogat, dar bărbatul ei gelos a băgat cu în ea, iar Lică nepăsător l-a ras pe hangiu, fugind cu banii pe un cal găsit în șură. Anul acesta, aproape 68% dintre elevi au promovat examenul maturității. Asta este ce au înțeles elevii din firul narativ al nuvelei Moara cu noroc de Ioan Slavici și novela Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruții.